Bună seara tuturor! Începe o nouă ediție România, te iubesc! Firme de casă, corupție, lucrări în bătaie de joc. Astfel putem descrie Programul Național de Dezvoltare Locală, care până acum a adus bugetelor locale miliarde de euro. Parte din acești bani s-a dus pe apa Siretului, când podul de la Luțca Neamț s-a prăbușit la 9 luni de la inaugurare. Facem astăzi radiografia dezastrului și încercăm să găsim răspunsuri la întrebările refuzate nouă de șeful județului, baronul local Ionel Arsene. DNA a deschis un dosar în acest caz pentru fapte asimilate corupției. România se prăbușește. La propriu, sute de poduri sunt în pericol în timp ce autoritățile privesc impasibile, fără să anunțe o strategie prin care să le protejeze. Chemat, frate, televiziuni, chemat toți, vadă, uite aici, lucrarea la România. În România sunt peste 6.000 de poduri și podețe pentru autoturisme și peste 18.000 pentru trenuri. 700 dintre ele sunt încadrate la gradele 4 și 5 de risc. Prin Programul Național de Dezvoltare Locală au fost alocate sume pentru reabilitarea 600 de obiective. Însă autoritățile locale nu au fost în stare să atragă decât 60% din sume. Mai grav este că au început lucrări și le-au abandonat. Cele mai multe poduri și-au atins durata de viață de 50 de ani, iar azi încep să cedeze. Mai grav e când cad cele noi, reabilitate cu milioane de euro. Câte poduri din România sunt monitorizate ca la carte? Extrem de puține, din păcate. Dacă nu se intervine acum, o să ne trezim cu victime omenești la un moment dat. Mergem azi în județul Neamț, locul unde un pod reabilitat s-a prăbușit la 9 luni de la darea lui în folosință. Două mașini au fost prinse sub dărâmături, dar șoferii au scăpat cu viață. Pur și simplu s-a rupt podul cu noi. S-auzeau bum, 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 s-auzeau vreo patru buituri, probabil că s-au rupt pilonii. Era sârmile, cablul, cele ruginite. Le-au spăit, le-au dat cu celor dată și uite, le s-au arunc. Un pod garantat de șeful Consiliului Județean, Ionel Arsene, un baron local care a folosit fondurile guvernamentale ca să-și alimenteze firmele de casă, conform procurorilor. Este o lucrare complexă, o lucrare la care s-a lucrat foarte bine. Vedem azi rețeta dezastrului și mergem pe urma banilor. Păi opriți-vă puțin, să vorbim și noi un minut. Nu vorbesc la telefon. Discutăm cu specialiști și încercăm să aflăm cât de vulnerabile sunt miile de poduri care și-au atins limita de exploatare. Recent, județul Neamț a adăugat încă un obiectiv de vizitat, podul prăbușit de la Luțca. Un obiectiv care ilustrează perfect slăbiciunile Programului Național de Dezvoltare Locală. Lucrări făcute de mântuială, firme de casă ajutate să câștige licitațiile, incompetență și peste toate un baron local ce dispune cum vrea de banii publici. 1,5 milioane de euro zac în apă sub promisiunile de campanie ale lui Ionel Arsene, care spunea fapte, nu vorbe, doar că faptele se văd în spatele meu. Pentru județul Neamț, Ministerul Dezvoltării a alocat prin PNDL 2 peste 200 de milioane de lei, adică 40 de milioane de euro. Finanțările erau punctuale și cuprindeau refacerea sau consolidarea a 38 de drumuri județene și 40 de poduri. Arsene a comasat proiectele astfel încât valoarea finală a scos din joc firmele mici, independente, care ar fi putut lucra pe sloturi. Așa a ajuns pe masă o singură ofertă, o asociere de firme din care făceau parte compania apropiată de Arsene, aceleași firme care au câștigat în ultimii ani majoritatea lucrărilor din județ. În Neamț e de notorietate relația de prietenie dintre afaceristul Gheorghe Vlasie și Ionel Arsene, care i-a botezat unul dintre copii. Tatăl lui Vlasie deține Aquapark, înființată de cumătrul lui Arsene în 2004 și cedată tatălui său, redenumită antrepriza de construcții și autostrăzi, care este liderul asocierii. A doua firmă, Mavco Holding, este tot apropiată de Vlasie, iar administrator este o rudă a acestuia, conform unui răspuns oficial trimis de Vlasie, care a recunoscut că a primit mandat să reprezinte compania în câteva intervenții publice, dar neagă că ar controla-o. Din asociere face parte și Darkons, deținută de fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, Romică Rotaru. Fiul acestuia a candidat pentru un loc de deputat în 2016 din partea PSD. Cel mai tânăr candidat, domnul Alexandru Rotaru. Coincidență sau nu, a ajuns vicepreședintele Comisiei de Transporturi și Infrastructură, exact domeniul în care aveau interes financiar în Neamț. Firma lui Rotaru a făcut reabilitarea podului de la Luțca. Am revenit astăzi la podul de la Luțca. Așa cum v-am promis,
Mă preocupă și vin și inspectez această lucrare aproape săptămânal. Casca de șantier a fost simbolul de campanie a lui Arsene în 2020 și sloganul „Fapte, nu vorbe”. Vom respecta aici și proiectul tehnic așa cum trebuie, vom respecta și termenele de execuție și vom avea aici un pod modernizat așa cum trebuie să fie un pod modernizat la standarde europene. Vă mulțumesc, domnul președinte. Lucrurile merg bine. Merg bine, da? Merg bine. Podul de la Luțca a fost dat în folosință în 1973 și încă din construcție au apărut probleme. A fost meșteșugărește făcut și în timpul execuției, când s-a turnat betonul, s-a lăsat în jos, 38 de centimetri. Între timp s-a lăsat și mai mult, iar podul își atinsese durata de viață de 50 de ani. Profesorul Victor Popa, membru al Academiei de Științe Tehnice și specialist în construirea de poduri, susține că lucrarea de la Luțca avea mari probleme care s-au agravat în timp. În 2018, Consiliul Județean Neamț a comandat o expertiză tehnică a podului pe care se circula de mult timp cu restricții. În raportul întocmit, inginerul Cristian Comisu arată că podul era într-o stare avansată de degradare și l-a încadrat la gradul 4 de risc. Tot el propune două soluții pentru podul suspendat pe cabluri denumite de specialiști hobane. Primul presupunea desființarea structurilor de beton ce susțineau cablurile stâlpilor de susținere de deasupra căii de rulare și montarea unor pile suplimentare de susținere. Al doilea scenariu avansa ideea renunțării la hobane și calea de rulare existentă prin înlocuirea ei cu o structură de oțel beton, care ar fi garantat lucrarea pentru încă 100 de ani. Expertul recomanda a doua variantă, dar Arsene decide să le ignore pe amândouă și comandă o altă expertiză un an mai târziu care să-l mulțumească. Costuri mai mici și durată scurtă de execuție. Expertiza a doua, care se vroia să fie mai aproape de dorințele beneficiarului, a spus cam același lucru în final. Deci vrea să facă o lucrare, o reabilitare, să pună podul în ordine, ca să realizeze din nou un trafic normal pe acest pod. Că n-a comandat o expertiză, trebuie respectată, după părerea mea. Acea primă expertiză? Da. Dar nu s-a respectat niciuna, de fapt, nici prima, nici a doua. A doua expertiză a fost făcută de inginerul Florin Varlam din Iași. Acesta constată că viciul de construcție s-a agravat de la ultima expertiză și că hobanele sunt foarte avariate. El a cerut înlocuirea armăturilor degradate și reparații profunde. Încadrează și el podul tot la gradul 4 de risc din 5. Greșeala era acolo că trebuia să fie mai ferm cu soluția finală. După părerea mea, a fost indulgentă această concluzie că este în stare nesatisfăcătoare. Există o ultimă stare, stare rea. Atunci obligatoriu trebuie schimbată lucrarea. Varlam a avansat și el două propuneri. Prima vorbea despre reabilitare cu materiale compozite, adică montarea de fibră de carbon pe hobane și calea de rulare, iar asta ar fi asigurat o durată de viață de 10-15 ani. A doua propunere se referea la construirea unui pod care ar fi asigurat accesul peste râul Siret timp de 100 de ani. Arsene a ales prima variantă, cea cu fibre de carbon, vorbind de inovație în construcții, deși nu făcuse decât să aleagă cea mai ieftină variantă de reabilitare a unui pod cu mari probleme de siguranță. Aceste hobane vor fi ancorate și vor fi consolidate cu fibră de carbon. Din ceea ce am discutat cu cei care lucrează aici și din proiectul tehnic, am convingerea că vom avea un pod extrem de bine realizat. Fibra de carbon nu este bună pentru poduri hobanate. Nu. Trebuie să fii și puțin mai dur și să propui ceva care să nu să ducă la o nenorocire, adică să fii sigur că o consolidare este posibilă, consolidarea unui pod hobanat, însă este destul de greoaie și poate fi mai scumpă decât un pod nou. Trebuia respectată expertiza. Deci, până la urmă, nu s-a făcut o consolidare a podului, s-a făcut, au și recunoscut o cosmetizare a lui, o vopsire, de fapt. Am vrut să stăm de vorbă cu Florin Varlam să înțelegem care au fost termenii discuției cu conducerea județului Neamț și de ce a propus reabilitarea folosind materiale compozite. Important pe domnul profesor Varlam. Este important să vorbim cu dumnealui. Putem avea o conversație, vă rog. Plecați, chem poliția!
8 milioane de lei a costat podul de la Luțca. Alidu a scris proiectul tehnic pe baza celei de-a doua expertize, deși în SEAP fusese încărcată cea din 2018. Nu e clar cine a decis aceste modificări fără să respecte legea achizițiilor. Nu se știe nici dacă firma constructoare a respectat proiectul tehnic. O echipă ProTV a cerut constructorului Darkons un punct de vedere la scurt timp după prăbușirea podului, dar nu l-a primit. Monitorizarea structurală a oricărui tip de construcție trebuie să se facă în primii ani. Mai ales în primii ani, să vezi dacă structura este sigură pentru trafic, pentru pasaj, nu știu, pentru trecerea pietonilor, pentru orice. Deci trebuie să știi dacă este sigură construcția. De altfel, o televiziune locală primise semnale de la oamenii din Sagna că podul se degradează după inaugurare. În partea centrală, podul s-ar fi lăsat din cauza greutății, iar în unele zone ar fi apărut crăpături vizibile. În imaginile în care cu fastar se ne semnează începerea lucrărilor la Luțca, apare din partea firmei constructoare inginerul Emanuel Bulai. Și el este prins în hora politică după ce în 2016 Arsene și l-a dorit primar la Tămășeni. Bulai a condus lucrările în șantier din partea Darkons. El le spunea jurnaliștilor locali că se va încerca reducerea adâncitorii prin nivelarea căii de rulare. Supraîncărcarea podului cu beton fără înlocuirea hubanelor ruginite e una dintre ipotezele lansate de specialiștii în construcțiile de pod cu care am stat de vorbă. Expertiza oficială privind cauzele încă nu e gata. Facem umplutura de beton, zona centrală, după ce finalizăm consolidarea. Terminând de pus lamelele, mărim aceste grinzi care se văd, aceste cupoane de fier. Se fac grinzi. Noi vrem podul să fie drept. Adică nu vrem. Așa s-a proiectat. Pe Bulai l-am întâlnit și noi la alt pod, cel din comuna Ion Creangă. Alături de el se afla și reprezentantul firmei care a scris proiectul podului prăbușit. Aceeași echipă de la Luțca lucra acum la un alt pod cu mari probleme de siguranță. Știți că după ce s-a dat în folosință podul, au existat semnale de alarme că sunt fisuri, oamenii din zonă tot spuneau că o să cadă. La dumneavoastră au ajuns informațiile astea? Înțeles, este o expertiză, tot s-a făcut după o expertiză. Și când ați auzit că sunt fisuri și că oamenii semnalează? Da, toată lumea este expert în ziua de astăzi și vorbesc și cei care n-au cunoștință în domeniu. Dar aici este o echipă de specialiști care îl urmărește. Nu poate unul de aici din comună care a apărut o fisură acolo, dar nu știți să interpreteze fisura respectivă. Le-am întrebat și pe proiectant dacă s-a supraîncărcat podul cu beton. Podul respectiv avea săgeată, așa cum spuneți dumneavoastră, dar era deformat și în secțiune transversală. Era denivelat. E cu totul altă discuție. Uh-huh. Și atunci a decis ca să se intervină în zona asta. S-a intervenit exact acolo unde s-a putut. Înțeles. Între timp, la discuție apare și reprezentantul Consiliului Județean, beneficiarul lucrărilor. Florin Hanganu este consilier superior în CJ. Pur și simplu am venit în locul altora. Am înțeles. Dar știu anumite lucruri, să zicem. Am înțeles. Și ce știți? Filmați în direct sau? Nu. Dar cum de a ajuns aceeași echipă să facă și podul ăsta? Nu? Sunt la etape diferite, în perioade diferite. Am înțeles. Nu e nicio legătură că este aceeași firmă, că trebuia să fie ea. Nu. Pur și simplu, s-a întâmplat. Și mai aveți încredere în echipa asta după ce s-a întâmplat la Luțca? Accidente tehnice pot întâmpla oriunde în lume, inclusiv în România. Cei care dau soluții sunt cei abilitați, proiectanții, experți care își însușesc soluția sau. Dar de ce s-au cerut două expertize pentru Luțca? Aveți idee? Nu știu, au fost perioade diferite făcute. Dar de ce două? De ce să vorbim acum despre Luțca? Păi de ce să nu vorbim? Nu, eu nu s-a abilitat să vorbesc pentru Luțca. Nu s-a abilitat, n-am scurtătă de cuvânt a domnului președinte. Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, este unul dintre ultimii baroni locali rămași la cârma unui județ aflat în topul celor mai sărace. Cu o condamnare în prima instanță la peste 8 ani de închisoare pentru abuz în serviciu și trafic de influență, Arsene își vede în continuare de treabă. De când a căzut podul, a refuzat dialogul cu presa. Noi l-am abordat pe o stradă de la periferia capitalei, unde s-a mutat în urmă cu mai mulți ani și de unde conduce județul, conform unor surse din Consiliul Județean. Inspectoratul de stat în construcție a oprit lucrările pe șantierul de la Luțca anul trecut, pentru că inspectorii au găsit mari probleme. Paula Herlo, de la ProTV. Mă bucur să vă plăc. Vreau să stăm de vorbă 2 minute. Vorbesc. Nu puteți să vorbiți cu mine? Pentru că am făcut o informare la aparatul central. Legat de pod? De, pentru solicitarea dumneavoastră.
ISCN a răspuns că s-au făcut controle și a amendat proiectantul pentru că nu a respectat expertiza tehnică, iar constructorul a fost amendat pentru că nu a folosit materiale de construcții conforme. ISC a oprit atunci lucrările, dar Consiliul Județean a adus un expert cooptat care a contrasemnat că problemele au fost remediate și s-a mers mai departe cu lucrarea. În final, Consiliul Județean a fost amendat de ISC pentru că a dat în folosință podul fără să fie recepționate lucrările. S-au făcut câte teste de sarcini? 3 teste, al treilea urma să fie închis înainte de darea în exploatare. Dar pentru că nu s-a mai făcut recepția la terminarea lucrării, nici ăsta nu s-a mai încheiat. Am înțeles, deci un test de sarcini a lipsit din cele 3? A lipsit în sensul că nu s-a finalizat. Ultima încărcare cu convoi de mașini grele nu s-a mai făcut, deși în expertiza care a stat la baza proiectului tehnic era clar scris că e nevoie de 3 teste de încercare. Despre unul dintre ele a scris pe Facebook și Ionel Arsene, care anunța că podul va rezista 50 de ani, deși în expertiză scria clar că are durată de viață de maxim 15 ani pe soluția pe care a ales-o în final. Tot Arsene a anunțat că traficul se reia pe pod în luna noiembrie, deși recepția nu era făcută. În maxim 2 luni de zile vom da în folosință acest pod, deci cu aproximativ un an mai devreme decât termenul din contract. Este o lucrare complexă, o lucrare la care s-a lucrat foarte bine. DNA a deschis un dosar penal pentru fapte asimilate cu corupția în cazul prăbușirii podului de la Luțca. Arsene face parte din garda veche de aleși intrați în politică cu venituri modeste și ajunși nu se știe cât de bogați, pentru că din declarațiile sale de avere apar și dispar bunuri. Dacă ar fi să ne luăm după procurori și judecători, Arsene s-a folosit de funcția publică pentru a se îmbogăți. Iar banii trimiși prin PNDL în județ au fost la discreția lui. O parte au ajuns în conturile firmei soției. M-am născut la țară. Mama era casnică și tata era tâmplar. Am crescut într-un sat ca de poveste. Simțeam că dincolo de uliță se deschide lumea întreagă, unde totul era posibil. Lumea întreagă i s-a deschis odată cu intrarea lui în Parlament în 2008. Prinsese un loc de deputat. Cât de intens lucrați? Văd că nu e nimeni. Se lucrează pe comisii. Nu e nimeni. În prima lui declarație de avere avea un apartament în Târgu Neamț, datorii la bănci și câteva terenuri. În anii ce urmat, Arsene a avut grijă să nu-și umple prea mult declarația de avere, dar a apărut o firmă în străinătate și câteva împrumuturi luate de la persoane fizice sau date unor apropiați. Nu se știe cui, pentru că Arsene n-a specificat și de la cine a împrumutat banii, deși legea îl obligă să facă asta. Agenția Națională de Integritate s-a uitat atent într-o declarație de avere și a sesizat parchetul Instanței Supreme pentru că Ionel Arsene n-a putut justifica 43.000 de euro între averea dobândită și veniturile realizate. Relația lui cu Agenția Națională de Integritate e veche și face obiectul unui dosar penal de abuz în serviciu, care, alături de alte fapte, l-au condamnat în primă instanță la 8 ani și 4 luni de închisoare. Conform rechizitoriului, în 2013, când era deputat în Parlamentul României, la cârma județului Neamț se afla Culiță Tărâță, unul dintre cei mai controversați politicieni PSD, cel care a administrat, prin firma lui, insula Marea Brăilei. Primar în oraș era Gheorghe Ștefan, zis Pinalti, din partea PDL. Arsene și Ștefan voiau să-l înlăture de la șefia județului pe Culiță Tărâță. Așa că Arsene s-a angajat, potrivit procurorilor, să-și exercite influența asupra șefului Ani, ca să-l declare pe Tărâță incompatibil cu funcția. Conform rechizitoriului, Pinalti ar fi dat 100.000 de euro într-un restaurant, iar Arsene a promis că banii vor ajunge la șeful Ani de la acea vreme. La sfârșitul anului 2014, Culiță Tărâță a murit, iar Pinalti a fost condamnat în dosarul Microsoft. Din pușcărie i-a cerut lui Arsene banii înapoi, dar a primit doar 20.000 de euro. Pentru diferență, Arsene i-a promis că va face demersuri să-și recupereze banii din fonduri PNDL. Concret, cele 2 milioane de lei alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru refacerea unei școli distruse într-un incendiu au ajuns la firma unui apropiat de-al lui Pinalti, care ar fi trebuit să-i dea datoria din profitul lui. Procurorii au audiat un martor care le-a spus că Arsene i-ar fi dat asigurări că va direcționa lucrarea, spunând: iei tu lucrarea, dar tâmplăria o fac eu. Arsene nu a precizat modalitatea concretă prin care urma să dirigeze atribuirea contractului, însă martorul a declarat că era notoriu la nivelul județului că Arsene Ionel dirija lucrările finanțate prin PNDL, astfel încât doar firmele agreate de acestea câștigau procedurile de atribuire. Constructorul nu i-a mai dat lui Pinalti partea din profit, spunând
faptul că firma soției lui Arsene a pus termopanele la preț supraevaluat, iar el n-a câștigat mare lucru. Pinalti s-a simțit tras pe sfoară și l-a denunțat pe Arsene. Îl cunoașteți pe el, Arsene? Îl cunosc, bineînțeles. Cum vi se pare așa? Vi se pare că vreodată ar fi putut să ia și pagă 100.000 de euro? Nu pot să vă dau niciun amănunt. Eu am dat o declarație de marfă. În ce dosar? În ce dosar? Nu pot să vă dau. Este același dosar? Sunt nevinovat. N-am primit nicio mită. Arsene a fost reținut pentru 24 de ore și eliberat sub control judiciar. El mai avea un dosar de abuz în serviciu și trafic de influență, după ce ceruse unei societăți din Iași 5% dintr-un contract de 60 de milioane de lei cu Administrația Națională Apele Române. Credeți că oamenii mai au încredere în dumneavoastră acum? Eu zic că da, pentru că sunt nevinovat și îmi voi dovedi nevinovăția, așa cum au făcut-o foarte mulți oameni politici care au fost acuzați pe nedrept. Arsene nu-și ține averea la vedere. Un lucru este cert. Fiul său, de 25 de ani, este acționar în 5 firme, dintre care una exploatează piatră ornamentală la Baba Dag. De asemenea, Arsene Junior a înființat o firmă împreună cu fiul cumătrului Gheorghe Vlasie, în vârstă de 20 de ani. Vlasie ne-a declarat că cei doi tineri vor derula un proiect referitor la energia verde și ne-a confirmat și relația de cumetrie cu Ionel Arsene, despre care recunoaște că e nașul copilului său. Neagă însă că ar avea vreo influență în firmele ce câștigă majoritatea contractelor de asfaltări în județ, conduse de tatăl său, respectiv ruda sa îndepărtată. Am vrut un punct de vedere și de la Ionel Arsene, referitor la felul în care s-au atribuit contractele, despre problemele județului Neamț, despre afacerile derulate de fiul său, dar și despre deciziile luate în cazul podului de la Luțca. De când s-a prăbușit, n-a dat nicio declarație. Paula Herlosen, mă bucur. De la relații cu publicul, să nu s-a spus că sunteți aici. Da, am vrea să vorbim cu domnul Arsene. Cu domnul președinte. Uh-huh. Haideți un pic. Dumneavoastră rămâneți, că eu pot să vă înscriu și să fiți anunțați la ce oră poate să vă primească. Dar nu există nimeni la departamentul de presă? Nu există. Facem o cerere scrisă pentru interviu și ni se cere să așteptăm telefonul șefului de județ. După 6 ore de stat în fața Consiliului Județean, ne-am dat seama că nu vom mai fi sunați și mai mult că președintele a ieșit prin spatele clădirii. Aveți idee dacă mai rău să stăm? Că mi-e impresia că... Cu tot respectul, o să fiți contactat. Ne-am întors a doua zi când era programată ședința de Consiliul Județean, ținută, ca de obicei, online. Bună ziua! Am venit să ne anunțăm iarăși la domnul Arsene. Dar nu este în sediu. Nu e? N-a sosit. Am aflat că Arsene plecase la București. Consilierii opoziției susțin că vine în județ de câteva ori pe lună, iar oamenii își dau seama că e în zonă, pentru că e parcarea plină de mașinile celor care fac coadă la el la audiență. Surse din CJ spun că Arsene conduce de fapt Neamțul din capitală, unde s-a mutat cu familia în urmă cu mai mulți ani. Ca să ne convingem, ne-am așezat în apropierea străzii unde locuiește Ionel Arsene, la periferia capitalei. La ora 9 a apărut mașina Consiliului Județean Neamț. Tocmai a intrat pe stradă mașina Consiliului Județean Neamț. Surse ne spun că periodic șoferul aduce acte la semnat acasă la Ionel Arsene. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. După 30 de minute pleacă spre zona de nord a capitalei. Șoferul parchează în subsolul unui centru comercial, iar Arsene iese relaxat și se îndreaptă spre un bloc. L-am abordat când s-a întors la mașina Consiliului Județean, care în tot acest timp l-a așteptat în parcare. Bună ziua, domnul Arsene! Paula Herlos, sunt de la emisiunea România Te Iubesc de la Pro TV. Păi opriți-vă puțin, să vorbim și noi un minut. Păi opriți-vă puțin! V-am cerut și eu un interviu și... O să vă dau un interviu. Lăsați-mă că vorbesc la telefon. Când o să ne dați interviu? Cum? Cine a decis să dați drumul la pod, la Luțca? Cine a decis? Doamnă, vorbesc la telefon. Vă rog să veniți și vă dau interviu. Sunteți dator cu niște răspunsuri. Doamnă, vă sunt dator la Consiliul Județean, nu aici. V-am cerut și la Consiliul Județean, ați refuzat să vă întâlniți cu mine. Nu v-am refuzat, o să vorbesc cu dumneavoastră atunci când o să am timp. Arsene nu ne-a acordat interviul promis și n-a răspuns nici întrebărilor trimise în scris. De asemenea, a negat că șoferul i-ar aduce actele județului la semnat. Să știți că nu am încă un răspuns din partea domnului președinte. Imediat ce voi avea, îl comunic. El este în județul Neamț zilele astea? Da. Nu știu să vă spun. Nu sunteți și dumneavoastră la serviciu acum? Adică nu știu dacă nu știți dacă președintele e la serviciu? Ba da, dar domnul președinte face și teren.
Cu o condamnare în primă instanță, Ionel Arsene are o preocupare majoră. Banii din programul Angel Salini. Un contract important a fost atribuit deja firmelor care au lucrat la Luțca și care câștigă majoritatea proiectelor din județ. Vedem cum alte poduri cu grave probleme primesc doar o spoială, în ciuda expertizelor care vorbesc despre lucrări ample de consolidare. La o lună de la prăbușirea podului de la Luțca, pe șantierul altui pod cu probleme, găsim același constructor și același proiectant. Darkons, firma fostului vice de județ, a câștigat și această lucrare, dar după accident a intrat în insolvență. Expertiza în acest caz recomanda reparații capitale și consolidare. Ce face Consiliul Județean Neamț? Se reabilitează. În ce sens? Se reface calea pe pod. Da. Se izolează partea de intradros, se izolează fiecare element de stabilă. Da. Și cam atât. Am înțeles. Rampele de acces? Bine, rampele de acces nu locuiesc. Se umblă și la structura de rezistență? Nu. De aia nu e nevoie? Deocamdată nu. Ce se întâmplă la acest pod sunt doar lucrări de reparații, nu se consolidează structura, nu sunt lucrări ample de consolidare. Vedem, au tencuit pilonii, la suprafață se lucrează la asfaltarea părții carosabile, se vor înlocui elementele de siguranță de pe margine și cam astea sunt lucrările pentru care Uniunea Europeană va plăti 2 milioane de lei. O firmă aparținând aceluiași Rotaru, alături de Mavgo Holding, sunt printre societățile câștigătoare ale unui proiect de 440 de milioane de lei pentru refacerea drumurilor și podurilor județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TNT. Pentru acest proiect, prin Angel Salini, s-au alocat județului Neamț 140 de milioane de lei, iar din salva de poduri ce vor fi refăcute, face parte și cel de la Tupilați, vechi de 50 de ani. Podul de la Tupilați, de peste râul Moldova, are nevoie urgentă de consolidare și reabilitare. Primarul localității spune că speră la fonduri obținute prin programul Angel Salini. Autoritățile județene spun că n-au fonduri proprii ca să-l reabiliteze. Până atunci, cei care urcă pe pod cu mașina trebuie să respecte o limită de tonaj. A fost depus proiect pe Angel Salini pentru un pod nou? Da. Am văzut și proiectul la Consiliul Județean, la domnul directorul Conache. Așa. Mi l-a prezentat. În SEAP există o expertiză din 2017 care a expirat și care vorbește despre lucrări ample de consolidare și chiar de construirea unui pod nou. În documentele CJ se prevede doar punerea lui în siguranță, iar pentru asta s-au alocat aproximativ 1,5 milioane de euro. L-aș urmări, cum să vă spun, periodic, în timpul în care aș începe să fac ceva la el. Eu așa aș proceda. Uh-huh. Da? Deci credeți că sunt necesare lucrări ample? Absolut. Și sunt necesare lucrări ample. Programul Angel Salini a trimis în Neamț 1,4 miliarde de lei. La nivelul întregii țări se vor cheltui peste 12 miliarde de euro. Bani care ar trebui să scoată la lumină satele și comunele din România. Iar asta se va întâmpla doar dacă autoritățile înțeleg că fondurile sunt pentru comunități și nu pentru propriile afaceri. Vedem cum s-a dezvoltat o comună din Gorj cu fonduri guvernamentale, însă înainte facem un popas în Vrancea, la podul de la Vadu Roșca. O lecție despre cum ignoranța autorităților poate duce la tragedie. Podul construit în anii 70 fusese grav afectat de inundațiile din 2005. N-a fost niciodată monitorizat și urmărit, iar când s-au alocat bani pentru refacerea lui, oamenii din zonă au sperat că vor avea în sfârșit o cale sigură de acces. Doar că, la două luni de la începerea lucrărilor, o parte din tablier a căzut. S-a săpat în mal aici. Aia s-a rupt. I-a băgat la pilon și a rupt chemat, frate, televiziuni, chemat toți. Vadă, uite aici. Lucrarea la România. Acea bucată de pod a căzut pur și simplu la sfârșitul lunii aprilie. 5 milioane de lei au fost alocate acestei lucrări care ar fi trebuit să pună în siguranță podul de la Vulturul ce traversează râul Putna. Când s-a întâmplat acest accident, la fața locului au venit constructor, proiectant, experți, autorități, iar prima idee vehiculată a fost un viciu de construcție istoric.
Incidentul face acum obiectul unei plângeri depuse la DNA, în care actualul președinte al Consiliului Județean, Cătălin Toma, este acuzat de abuz în serviciu, pentru că a semnat ordinul de începere a lucrărilor, deși la dosar avizele de la Mediu și Ape nu erau în regulă. În 2018, președintele Consiliului Județean de atunci, Marian Oplișan, a cerut o expertiză a podului afectat de inundațiile din 2005 de la Vadul Roșca. Primăria Vulturu emite autorizație de construcție în 2020, an electoral, iar fostul șef de județ anunță începerea lucrărilor. La dosar nu exista avizul de gospodărire a apelor, doar o notificare care expirase și nici avizul de la mediu. În toamnă, alegerile sunt câștigate de liberalul Cătălin Toma, care este înștiințat de subalterni că de la dosar lipsesc avize. Expertiza tehnică era valabilă 3 ani, a fost eliberată în 2018 și a expirat în ianuarie 2021. Exista o a doua expertiză tehnică pe baza căreia ați început lucrările? Să știți că nu știu în detaliu toate... De cine le știe? Pot să chem de la... Da, mă rog, chemăm de la... E important. Da, 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 cum să nu. Nu, domnul director Iordache, doamna... Paula Herlo. Iordache, Romeo. Romeo Iordache e directorul Departamentului de Investiții din Consiliul Județean Vrancea și susține că, deși expertiza expirase, avizele fuseseră luate când era valabilă. Acolo scria că, cum menționează, nu există inundații în cei 3 ani. Au fost 2 rânduri de inundații, 2019-2020. 2 rânduri de inundații care, prin procese evaluare de constatare și evaluarea pagubelor întocmite de comisiile mixte, nu au identificat la acest obiectiv o afectare a podului, o degradare, deteriorare. Dar îmi spuneți acum că e ok și legal că ați început lucrările în baza unei expertize expirate? Nu era expirată. Doamna Paula Hiro, ascultați-mă, vă rog. Când s-a elaborat proiectul tehnic de execuție și proiectul de autorizație de construire și proiectul de autorizație de sfințare, expertiza tehnică era valabilă. La începerea lucrărilor, constructorul a deviat cursul apei pe jumătate de albie ca să lucreze la piloni. După 3 luni, o bucată s-a prăbușit. Păi și în toți anii ăștia n-a mai trecut prin genul ăsta de păi n-a avut, șansa, între ghilimele, da, cu ironia de rigoare, să vină apa fix doar în acea deschidere. La fața locului i-am găsit pe constructor și proiectant. Făceau verificări la celălalt picior de pod. Bună ziua! Ca să nu se întâmple același lucru în viitor pentru această culee, o să facem investigații, să să vedem dacă e nevoie să o punem în siguranță sau ghinion că s-a întâmplat pe tura noastră. Putea să se întâmple în orice altă zi sau fără să se fi umblat la el sau să, adică, se putea întâmpla oricum. Dacă podul ar fi fost monitorizat în timp, activitate ce cade în sarcina Consiliului Județean, experții și-ar fi dat seama că sunt mari probleme privind siguranța lui. Datorită fenomenului meteo, care au favorizat prăbușirea, a dus la dezgolirea acestor elemente piloți forați, nefiind armați, bineînțeles că culeia a alunecat în față și așa s-a produs acest fenomen de prăbușire. La Vadul Roșca, Consiliul Județean a construit un pod temporar pentru ca oamenii să nu fie obligați să ocolească 15 kilometri. La scurt timp după ce podul s-a prăbușit, autoritățile au făcut unul provizoriu pe care se circulă cu 5 km la oră și cu restricții de tonaj. Lucrarea a costat încă 800.000 de lei. După câteva zile de la vizita noastră pe 31 iulie și podul provizoriu a fost distrus de viituri. Aducem bolovan de râu, bolovan de, facem blocaje de piatră, ajungem pe pod cu un utilaj, încărcăm toată mizeria care este și dăm drumul, încercăm să dăm drumul ca să o ia apa normal pe sub pod. Din cele peste 20.000 de poduri și podețe din România, peste 80% sunt făcute în perioada comunistă și majoritatea își ating limita de exploatare. Ministerul Transporturilor ar trebui să monitorizeze mai ales podurile cu risc de prăbușire, 700 la număr. Câte poduri din România sunt monitorizate ca la carte? Extrem de puține, din păcate. Aveți o cifră aproximativ? Eu știu de 2. 2 din câteva mii. Exact. Și când vorbim de monitorizate ca la carte, vorbim de parametri structurali monitorizați prin senzori și nu doar prin inspecții vizuale.
Acești senzori colectează informații privind comportamentul podurilor și pot pune autoritățile în gardă. În Cara Severin, doar norocul a făcut ca podul să rămână în picioare după ce un pilon s-a înclinat. Conform unui raport al Curții de Conturi, 28% dintre poduri sunt mai vechi de 100 de ani, iar 41,6% au o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani. 1,5 miliarde de lei a alocat guvernul primăriilor și președinților consiliilor județene prin PNDL ca să-și refacă infrastructura de poduri și ideal ar fi fost să fie cheltuiți cu rost. A fost finalizat în 2019 și are o valoare de aproximativ 1.095.000 RON. Da? Normal, podul ăsta, din ce informații am avut eu, trebuia făcut undeva la într-un sat care este la aproximativ 2 km de aici, în sat Somușca, pe strada Nucilor. Acolo este un cartier care este puțin izolat și ar fi facilitat foarte mult accesul cetățenilor la... Cine a decis să-l pună aici în porumb? Păi nu știu cine a decis, probabil executivul, da? Ceea ce pot să vă spun eu despre podul ăsta, singurele viețuitoare care trec pe podul ăsta sunt caprele fratelui primarului, care trec din partea aia în partea asta la Păscut, unde are și ferma. Atât. Deci doar despre lucrul ăsta este foarte dubios, pentru că sunt foarte mulți bani îngropați, este prin programul PNDL, este un program de sifonare a banilor. Se întâmplă la Cleja, în Bacău, unde oamenii sunt revoltați că banii s-au cheltuit fără rost. Primarul spune că a pus podul acolo pentru că poate în viitor va exista o linie de transport public care va trece pe acolo. Știu unde limita legii, poate să mă atace ei până unde vor și să mă atace că n-au ce să-mi facă și eu merg înainte cu lucrările mele ca cu buldozerul, să facem lucrări pentru comunitate și să ne fie bine nouă. Satele românești au fost de cele mai multe ori scena pe care s-au risipit milioane de euro. Dar există și locuri în care Programul Național de Dezvoltare Locală a transformat complet nu doar satele, ci și oamenii lor. Drumul ăsta, PNDL. Drumul celălalt, PNDL. Drumul ăsta, PNDL. Urmă ne băgăm pe școli. Într-o ținută lejeră de vară, primarul comunei Rungu face o trecere în revista programului PNDL, care pentru comuna lui a fost mană cerească. Pentru noastră a fost un program bun, util. Bombă! Adică PNDL-ul am putut să ne dezvoltăm proporția în 99%. Apă, drumuri, școli, sănătate. Ce își dorește cineva altceva de la o comunitate? 18 milioane de lei au intrat în Runcu și au luat drumul școlilor, grădinițelor sau rețelelor de apă potabilă și canalizare. Tot cu bani din programul guvernamental a fost construit un centru de sănătate și au fost asfaltate drumuri comunale și județene. Cum a reușit să închidă toate șantierele într-un singur an? Toată lumea stă pe teren, atunci când începem un șantier, deja ne mutăm pe șantier. La primărie stăm foarte puțin, aproximativ o oră și ceva pe zi. Facem mapa seara, a doua zi în operativă discutăm cu colegii și vedem ce nu s-a rezolvat în ziua anterioară. Fiecare își face treaba și este imposibil să nu iese deci cum trebuie. Deci ăsta e secretul, să te muți în șantier cu constructorul? Nu se poate altfel. Memoria telefonului primarului e plină de fotografii și filme făcute în timpul lucrărilor. Când s-a construit podul peste Sohodor, primarul și oamenii din subordine au fost să verifice lucrările, inclusiv noaptea. Trebuie să fii acolo, fiind beneficiarul lucrării, trebuie să fii acolo ca să vezi cum se execută lucrările. Începând de la calitate până la conformitate. Deci trebuie să fii pe teren. Primarul din Runcu a înțeles că el și comunitatea lui sunt beneficiarii lucrării, că banii de la Ministerul Dezvoltării sunt ai lor și că nu își permit să-i risipească în lucrări făcute de mântuială. Ați avut odată vreo problemă cu vreun constructor să nu termine la timp sau să intre în insolvență? Sau? Nu, nici vorbă. N-am avut niciodată nicio problemă. Lucrările s-au terminat la timp. Chiar podul pe care îl vedeți aici a avut termen de execuție 6 luni, a fost finalizat în 3. Vorbește repede, de parcă n-ar avea timp să stea la discuții. În realitate, chiar așa e. Nu pierde vremea pentru că timpul înseamnă bani. S-a întâmplat să întârzie MEDERAP de contarea facturilor? Nu. Niciodată. Nu, pentru că ne mișcăm noi foarte repede cu execuția și nu... Aha. Deci asta contează să fie. Contează, sigur, sigur. Ama și într-o familie, dacă ai un buget, te limitezi acolo, un bugetul ăla ce vrei să faci. Dacă vin mai mult și cer în momentul ăla bani, normal că la un moment dat, cândva se va bloca. Primul proiect prin PNDL a fost alimentarea cu apă potabilă, cu o finanțare de peste 2,5 milioane de lei. Practic, toți oamenii sunt conectați la rețeaua de apă? Toată lumea. După ce a tras rețelele de apă și canalizare, a trecut la asfaltarea drumurilor.
Noi am venit cu apă înainte de drum, tot pe PNDL. Și după ce s-a terminat lucrările de apă, următorul proiect, drumul, așa ne-am făcut. Mai logic, sigur. Noi am schimbat toate rețelele de alimentare cu apă, 130 și ceva de kilometri, noi, înainte de a pune primul metru de asfalt. Câmpeanu a cerut prin caietul de sarcini o garanție de 10 ani pentru drumuri. Așa se explică faptul că nu există fisuri în șosele, pentru că nimeni nu-și permite să facă o lucrare de mântuială dacă știe că 10 ani trebuie să o întrețină. Recent a inaugurat un drum făcut cu fonduri europene, recepționat cu 2 ani înainte de termen. Ăsta acum l-am terminat. Pe AFIR, pe program european, 330 de metri. Acum o lună jumătate l-am recepționat. Uitați-vă cum sunt șanțurile. După ce a asfaltat și ultima uliță din sat, primarul a înțeles că n-are timp să-l piardă. S-a dus la fostul președinte al Consiliului Județean și a cerut să-i predea bucata de drum ce traversează satele și comuna lui, ca să rezolve situația. Peste 8 milioane de lei au fost alocate lucrării și, tradițional, drumul a fost gata într-un an. La mine comunale le-am terminat, dăm județeanul să-l facă. Că aici e un masiv foarte mare de oameni, o populație foarte mare, satul Zdobița și Suseni. Și mergeau pe drumul ăsta, era plin de praf, plin de gropi. Are un compartiment solid cu oameni care știu să scrie proiecte de finanțare. N-a ratat niciun program prin care ar fi putut aduce bani în comună. Vi s-a respins vreun proiect? Nu. Ați câștigat tot ce ați depus? Da. Aveți idee câte proiecte ați depus pe europene, pe guvernamentale, tot? Multe. 10 de proiecte. N-a surprins pe nimeni procentul de 93% cu care Grigore Câmpean a fost ales primar pe listele PSD la ultimele alegeri. E la al patrulea mandat, iar oamenii au căpătat încredere când au văzut viteza cu care se mișcă lucrurile. Un exemplu de om gospodar care a înțeles că banii sunt ai oamenilor, că e loc și pentru firmele care fac afaceri corect, că Programul Național de Dezvoltare Locală ar fi putut pune țara pe piloni solizi de dezvoltare dacă nu existau autorități corupte și firme de casă servite din banii noștri. Mulțumim pentru mesajele voastre. Ediția este acum pe știrile protv.ro, secțiunea România Te Iubesc, și pe Voio. Atât pentru astăzi, vă las acum cu știrile ProTV. Toate bune!